Plăcerea mea este să prezint în această dimineață, să vi-l prezint pe profesorul Bert Cornell. L-am cunoscut din anii mei de la Loma Linda. Am petrecut acolo 2 ani. Am făcut un masterat în nutriție și sănătate publică. Am păstrat legătura, în timp am devenit prieteni și cred că există o tradiție aici în România că oamenii să zică că au fost primii. Nu, n-aș vrea să apuc această cale, dar cu câțiva ani în urmă ne-am unit eforturile pentru a începe un program de nutriție pentru absolvenții de colegiu. Am stabilit împreună programa școlară, am lucrat cu colegiul din România, dar cumva ministerul nu a crezut că era bine să-l începem, însă instruirea aceasta mi-a fost de folos la programul pe care l-am stabilit aici la universitate. Berta a avut o contribuție încă de la început. Există o colaborare care va continua. El este președintele, șeful departamentului de nutriție și dietetică de la Universitatea Loma Linda. Bert, suntem onorați să te avem aici cu noi. Vă mulțumesc foarte mult. Mă bucur să fie iarăși acasă. De fapt, am fost în România mai multă vreme decât am fost la mine acasă. E o istorie, dar în care nu intrăm acum. Însă am senzația că mă aflu acasă și mă bucur să mă aflu înapoi. Văd fețele studenților și ale celor cu care am lucrat vara trecută, în timpul lunii pe care am petrecut-o aici. Ce aș dori să fac în această dimineață este să vorbim puțin despre istorie. Ca să fiu cinstit cu voi, când am fost la facultate, uram istoria, detestam istoria, însă, nu știu, datorită maturității sau altor lucruri, am început să-mi placă istoria. Și unul dintre teoriile istoriei pe care o agreez în mod deosebit este istoria profesiei noastre, așa că aș dori să vă împărtășesc câteva lucruri despre aceste lucruri, însă, pentru început, aș dori să vă spun câteva lucruri care ar fi premisele în spatele din spatele mesajului în această dimineață, și anume am avut prilejul nu doar să lucrez aici în România, ci și să lucrez în mai multe țări din Africa. Unul dintre lucrurile care m-au impresionat într-adevăr a fost acela că puteam să merg în Kenya, îmi scot telefonul din buzunar și pot să vorbesc cu soția mea. Eram undeva într-un safari, într-o zonă de se fac safari și cu lei lângă mine și puteam vorbi cu soția mea. Tehnologia mea este, schimbările din tehnologie sunt atât de importante în viețile noastre. Astfel, haideți să vedem ce s-a întâmplat în Africa, este faptul că acolo au trecut peste un întreg nivel al tehnologiei. Prin urmare, ei sunt la zi cu ceea ce facem noi aici în lumea civilizată occidentală, așa încât așa sper și eu că același lucru se poate întâmpla aici în România, în dezvoltarea și maturitatea programului pe care, așa încât noi să putem depăși, să putem trece peste câteva etape și să ajungem la tehnologie de vârf, așa sper. Unul dintre lucrurile pe care trebuie să le examinăm, care ar fi bazele dezvoltării nutriției și dietetici. Unul dintre lucrurile pe care le vedem este că aceasta se învârte în jurul războiului. În războiul din Crimea, Florence Nightingale, un nume cu care cred că sunteți obișnuite, mama surorilor medicale, are un rol și în dezvoltarea nutriției și a dieteticii. În războiul din Crimea, era acolo lucrând în bucătărie ca să asigure hrană celor care au fost răniți și ca rezultatul unei nutriții mai bune s-a văzut o reducere semnificativă a deceselor în acel război. Mai era o persoană la care trebuie să... Sarah Tyson Rorer, pe care trebuie să o examinăm. Prin anii 1870-1880, un lăptar a venit din Franța în Statele Unite și s-a dus la o școală de gătit.
Școala de gătit era un lucru orice doamnă de societate era implicată în gătit. Ea este o conducătoare în ce privește mișcarea școlilor de gătit din Philadelphia. Absolvenții ei se ocupau cu asociații se ocupau cu asigurarea standardelor sanitare și a evaluării stării spitalelor. Ea a avut sentimentul că o doamnă rafinată trebuia să știe să gătească și în Franța și în alte locuri, bărbații găteau. Dar ea s-a gândit că și femeile trebuia să puteau să gătească la fel de bine și în haina ei de mătase prezenta lecții de gătit. Ea a avut mare succes pentru că nu își murdărea niciodată hainele. Ca dietetician, o parte din ceea ce făcea în școala ei de gătit era să învețe pe alte persoane să le predea felul în care să se implice în modificarea hranei pentru medici. Așa că noi o considerăm primul dietetician. Ca efect al primului război mondial, al marelui război, cred că trebuie să examinăm dezvoltarea profesiei de dietetician în acel context. S-a creat necesitatea dieteticienilor și în al doilea război mondial, la fel ca și în primul, una dintre chestiunile principale ale cu care se confruntau soldații era că erau subnutriți și s-au depus eforturi pentru a spori valoarea nutritivă a hranei care era furnizată soldaților. Așa încât Crucea Roșie i-a însărcinat să furnizeze acest nivel sporit de nutriție și mulți nutriționiști și dietetici s-au alăturat Crucii Roșii pentru a asigura aceste nevoi. A fost un efort similar în rândul civililor din Statele Unite pentru a îmbunătăți nutriția națiunii ca întreg prin cercetare, educație, dar în primul rând prin conservarea hranei care exista deja și să se folosească în modul cel mai corect cu putință ca să nu fie irosită. E o politică foarte bună și în mediul nostru de astăzi. Marele război a avut un impact și în ce privește formarea Asociației Dietetice Americane. Dietetici erau în primul rând asociați cu Asociația Economiei Casnice și se întâlneau în fiecare an. În octombrie 1907 nu s-au întâlnit datorită războiului, însă Lena Francis Cooper era dietetician la Battle Creek, la sanatoriul din Battle Creek și la Lakeside Hospital din Cleveland și s-au întâlnit împreună cu alți prieteni ca să discute felul în care pot să ajute eforturile guvernului de a conserva hrana. Aceste două persoane, cu 97 din cei mai apropiați prieteni, 99 de persoane în total, s-au întâlnit în octombrie, într-un sfârșit de săptămână, ca să formeze, ca rezultat al discuțiilor lor, Academia, Asociația Dietetică Americană. Una dintre chestiunile care a venit imediat cu forța asupra lor, A fost aceea care ar fi calificările celor care puteau fi membri ai Asociației Dietetice Americane, după care, în asociere cu aceasta, care erau cerințele de școlarizare educaționale și care erau categoriile de membri și școlarizare. Așa că ele se tratau aceste subiecte. Au fost patru criterii care au fost identificate în statutele de timpurii ale asociației. Aceștia trebuia să fie absolvenți a unui program de 2 ani în economia casnică,
sau absolvenția unui program de un an plus un an de practică în dietetică sau cercetători care contribuiseră la domeniul dietetic. Dacă examinăm domeniul nutriției, cercetării în domeniul acesta, este un domeniu foarte important în domeniul mineralelor, al metabolismului. Atunci au fost descoperite și vitaminele, care s-au descoperit prin anii 20 ai secolului trecut. Erau medici care aveau succes în activitatea lor, care puteau și ei să devină membri. Standardele de educație inițiale erau destul de stricte. În ferma aceea au identificat faptul că e nevoie de instruire și în domeniul serviciilor sociale. Astăzi noi le numim sănătate publică. De asemenea, au identificat nevoia pentru directori ai blocului alimentar al spitalelor. Era nevoia de a identifica diferența dintre o persoană care e absolvent de colegiu și un dietetician. Dieteticianul care avea doar poate 2 ani de instruire, așa încât aveam asistente medicale care aveau diplomă de asociat sau diplomă de absolvire. Erau lucruri similare cu ceea ce se întâmpla atunci. Însă opoziția spunea că e un an de instruire e suficient. Un an de instruire și de școlarizare, doar asta, doar atât ne trebuie. Eu cred că era un sentiment al rațiunii acolo. Și a fost identificate eforturile educaționale mai mari. La a patra întâlnire a asociației, cam prin 1921, a fost o propunere pentru o programă de 4 ani în dietetică pe baza unei educații liberale. Engleza vorbită și scrisă, un curs avansat în literatură comparativă și latin la nivelul liceului. Câți dintre voi ați luat aceste cursuri? Excelent! Eu sunt deficient. Limbi străine. Un an de istorie, arte, economie și psihologie. Sociologie, educație, chimie, fizică și biologie. O persoană cu educație completă era cel care devenea dietetician. Și vreau să vă spun că acesta este standardul pe care îl folosim și astăzi cu privire la cine intră în această profesie. Să ne amintim de Lena Francis Cooper, care a dus la formarea societății din 1917. Ea spunea foarte cu multă putere că educația dieticianului trebuie să aibă două lucruri îngemânate. Deci partea didactică, după care practica trebuia să vină. Instruirea în spital ca sub formă de ucenicie. Și ea spunea că niciuna dintre ei nu e completă în absența celeilalte. Toate cele două se potriveau bine una cu cealaltă. Așa că în cele din urmă, în câțiva ani de zile, programa de 4 ani a devenit standardul de educație pentru dieteticianul împreună cu un program de stagiariat în dietetică. În 1931 a devenit standard. Și că așa tot atunci s-a produs o modificare în această programă școlară. A fost necesar și un curs în managementul instituțional care să-l facă potrivit pe individ să fie mai eficace în departamentul dietetic al spitalelor. După 9 ani, în 1940, s-a stabilit o serie de standarde și mă refer la asta ca la directiva numărul 1, adică era vorba de specializare și practică. Era construită tot pe baza acestui program de 4 ani, însă oferea ocazii de specializare în administrație, în spitalizare și clinică alimentară, adică unde dieteticianul este inclus în
dietetica clinică, nutriție publică și prin 1944 a fost necesară această programă școlară. Și instituțiile trebuia să-și dezvolte programele școlare ca să vină în întâmpinarea acestor cerințe. A fost introdusă directiva 2 în 1952, care asigura 4 zone de cunoștință, însă niciun soi de specializare practică. Nu vreau să vă spun ce vârstă am, am trecut prin planul 3, am început în 1956. Eram în clasa a 6-a în 1956. Însă atunci când am intrat eu la facultate, era în vigoare. Unul dintre lucrurile pe care le puteți vedea atunci când sunt identificate aceste planuri sunt acelea că oferă mult mai mare autonomie programelor ca să îndeplinească standardele, dar într-un mod diferit cu ceea ce e potrivit pentru pregătirea absolvenților. Aveau 3 zone de principale: dietetică generală, administrativă și nutriție. În colegi, în facultate, am fost implicat în programul de dietetică generală, după care puteam intra ori în nutriție clinică, ori în administrație sau în sănătate publică. Pe la vremea când am absolvit eu și a apărut planul 4, care și el a oferit mai multe ocazii pentru individualizare și în educația în dietetică, însă planul 4 asigura îndeplinirea competențelor care erau dezvoltate de la delimitarea rolurilor. Eu cred că Jesse a vorbit ieri despre delimitarea rolurilor, în care noi am identificat ce făceau dieteticienii, după care mergem înapoi de acolo și dacă asta fac, ce anume trebuie să știe ca să facă în mod eficient acest lucru. Așa că delimitarea aceasta rolurilor astăzi se evaluează la fiecare 5 ani și vedem o dezvoltare a standardelor noi. De noi standarde și aceste standarde noi vor fi discutate mai târziu în această dimineață. Este o parte dintr-o altă prezentare. Însă, unul dintre factorii fundamentali care au ajutat la dezvoltarea educației în dietetică a fost raportul MILIS. A fost fondat de fondația W.K. Kellogg. Era nevoie de o programă școlară bazată pe aceste competențe și trebuia să fie un program coordonat. Stagiatura era integrată în învățarea didactică. În următoarea prezentare vor fi mai multe lucruri despre asta. Se indica faptul că era o perioadă de 2 ani de educație. Nu. Studiau mai întâi chimia, biologia, antropologie culturală. Acestea erau cerințele obligatorie ca să intre în al doilea program de 2 ani, în care vedeau în plus biochimie, chimia produselor naturale, biologia, științele sociale și comportamentale și alimentație și nutriție. Dar în zona alimentație și a nutriție erau și specializări, erau și ocazii mai mari pentru cunoștințe aprofundate. Adică dezvoltarea și sănătatea copilului, economia alimentară, știința alimentară, modele de dietă, alimente experimentale, managementul serviciilor alimentare și nutriția în cazul bolii. Acum, având în vedere aceste diverse programe, cum s-au dezvoltat ele, putem să facem o scurtă comparație. Ce face programul nostru ca răspuns la toate aceste schimbări? Instituția pe care o reprezint este relativ nouă. A început în 1905.
Sunt instituții care merg, care au o istorie de sute de ani. Noi suntem relativ tineri. Primul program care a început acolo, cum se numea atunci Colegiul de Evangheliști Medicali, a fost în de nutriție. A fost un curs de gătit și prepararea pâinii în mod igienic. Se vorbea despre fiziologie, chimie, alimente și nutriție, gătirea și coacerea pâinii în spitale și programe bazate pe comunitate. Erau aspecte culinare și aspecte nutritive. Dar din cauza Primului Război Mondial, acest program s-a oprit cam în 1918 și a fost reînceput în 1922 și îl se făcea referire la el ca programul de instruire dietetică. Un program de 2 ani. După cum vă amintiți că v-am spus, era standardul la vremea aceea. Însă în 1924 programul a fost un pic modificat datorită situației economice de la vremea aceea, ca să facă un program, acest program de 2 ani, în 3 ani. Așa că lucrau un semestru, mergeau la școală un semestru și tot așa până terminau. Așa că în 1930 am avut o programă de colegiu de 4 ani și încheierea acestui program ducea la diploma universitară. Am început un program de stagiatură dietetică. Am discutat că avea o componentă de practică stagiară supravegheată. Programul s-a încheiat în 1974. În 1972 a fost implementat un program coordonat și am fost și eu membru la programul acesta în septembrie 1970. După două săptămâni, în urmă cu două săptămâni, am avut absolvirea celei de-a 38-a promoții. Ce vreau să le spun doctorului Dan și altora, e adevărat că sunt șeful catedrei de nutriție și dietetică, însă eu voi pleca din această funcție vineri, abia aștept să lucrez cu noul director al departamentului. Eu cred că aceasta este o indicație despre faptul că noi lucrăm și sper că același lucru se va întâmpla și aici în România. Astfel, când m-am gândit la implicațiile pentru educația dietetică din România, eu sper ca dumneavoastră să învățați din greșelile noastre ca să mergeți direct la tehnologia de vârf în dietetică, educația dietetică. Așa că luați tot ceea ce puteți învăța și eliminați ceea ce nu are nicio valoare pentru noastră. Însă, fiți cât de eficienți puteți, aveți o temelie absolut deosebită și recomandarea mea este să lucrați împreună, nu doar în asociație, ci și în legătură cu asociațiile din Europa și noi suntem pregătiți să vă ajutăm. Aș dori să vă ajutăm, să vă vedem că vă construiți profesia și să aveți succes în acest demers. Vă mulțumesc foarte mult pentru această dimineață. Abia aștept să observ ce se întâmplă în continuare. Vă mulțumesc!